Bine v-am regăsit la Realitatea din PNL-ul Marinela Mititelu, invitatul meu de astăzi, domnul deputat Sorin Moldovan. Bine ați venit, domnule deputat. Bună ziua, mulțumesc de invitație. În plină pandemie, așteptăm să vedem cum evoluează situația în perioada următoare, zilele următoare, pentru că se pune problema amânării alegerilor locale. Privim spre situația de astăzi la 8500, peste 8500 de teste făcute, avem aproape 700 de noi infectări. Și cifrele care ne dau fiori sunt venite de la un studiu aflat pe masa decidenților. E posibil ca prin toamnă, prin septembrie, să avem 1 milion de infectări. În septembrie avem 2 evenimente majore, avem și începerea anului școlar, avem și alegerile locale. Cât de optimist sunteți dumneavoastră că nu vom ajunge în septembrie să avem acele cifre de infectare? Aici nu cred că poate cineva să garanteze că vom ajunge sau nu vom ajunge. Cum ați spus și dumneavoastră, este vorba despre un studiu care ne arată că există posibilitatea să ajungem la cifra respectivă în septembrie. Însă depinde foarte, foarte mult de ce se întâmplă în perioada aceasta. Și când mă refer la ce se întâmplă, în sensul că lumea, dacă respectă, nu neapărat restricții, cât indicațiile autorităților de a purta mască, de a păstra distanțarea socială. Am văzut că, de exemplu, la malul mării, în ultimele weekenduri au fost găsite o groază de nereguli în cluburi, la terase, pe plajă și așa mai departe. Iar asta trebuie să înțeleagă toată lumea, că indiferent ce servicii ai, indiferent ce coloratură politică ai, virusul nu alege. Și cu toții suntem expuși și cu toții trebuie să respectăm aceste măsuri. Cu toate că, evident, nimănui nu cred că îi convine să poarte mască în interior, la birou sau într-o sală de ședință, sau să păstrezi distanța, pentru că, până la urmă, noi nu am fost învățați cu astfel de, cu astfel de măsuri și este normal să existe o reticență. Mai ales după atâtea luni, că am stat 2 luni în stare de urgență, să ne aducem aminte, a fost și lockdown-ul și atunci este normal ca lumea, acum când este și vară, tentațiile sunt foarte mari și atunci, dar repet, este foarte important să respectăm aceste indicații, pentru că uitați unde mergem. Tendința este de creștere, din păcate. Ați spus la începutul emisiunii că sunt aproape 700 de cazuri, dar la 8.000 de teste, deci dacă erau, pentru că a fost weekend și știți că pe perioada weekendului se fac mai puține teste în general, o să vedem probabil mâine o cifră și mai mare, din păcate. Pentru că este vorba de tendință de creștere. Asta este o chestie care s-a mai întâmplat. Da, au fost și măsurile de relaxare, dar a fost și vidul legislativ la mijloc în ultimele săptămâni. A fost și vidul legislativ. Azi e ultima zi. Există de și vid legislativ. De mâine ar trebui să intre în vigoare legea carantinei. De astăzi e ultima zi când oamenii mai pot pleca din spitale, deși infectați cu noul coronavirus, pot pleca la o simplă cerere. Până acum, peste 970 de bolnavi au plecat în acest fel din spital și cifra aceasta ar trebui să ne dea fiori. Aproape 1000 de români confirmați cu COVID-19 bolnavi, mulți dintre ei, foarte mulți dintre ei cu simptome, au plecat din spital. Ei știu cum, cu ce și ce au făcut de când au plecat din aici, spital din și până acum. De vedere, este o inconștiență, pentru că, până la urmă, este vorba de sănătatea ta. Nu vrea nimeni să te țină, guvernul sau statul român, să te țină în spital, că, nu știu, se simte cineva mai bine că stai tu în spital. Nu, este pentru sănătatea ta și pentru a proteja pe cei din jur. Ori uitați-vă că măsura carantinării sau a izolării există și în alte țări, de fapt în toate țările, și din Uniunea Europeană și în America, la fel, există aceste măsuri de carantinare și izolare. Că am văzut că se tot vehiculează la noi în spațiu public că ar fi un fel de detenție medicală. Nu este așa.
și până acum erau cazuri de, nu, mergeai la medic și dacă aveai o anumită afecțiune și te interna în spital, nu puteai să pleci când vroiai tu. Trebuia să te externeze medicul respectiv și așa mai departe. Da, ce ar trebui să se întâmple de mâine și cu acești pacienți care și acum pleacă pe baza unei simple cereri? Eu de mâine sunt avem convins că există o bază carantine. De date și poliția va urmări instituțiile și DSP-urile și poliția, eu sper, adică că asta se întâmplă, vor urmări persoanele care au ieșit pe proprie răspundere din... Adică vor urmări starea lor de sănătate, nu că îi vor urmări, că vor merge să-i pândească acasă. Da. Dar trebuie monitorizate aceste persoane, să vezi dacă stau într-adevăr acasă, pentru că răspunderea penală există. Chiar dacă tu ai semnat că ieși într-adevăr, poți să ieși din spital, dar dacă îmbolnăvești pe cineva și se dovedește în cadrul unei anchete epidemiologice că ai îmbolnăvit pe cineva, răspuns penal, din punct de vedere penal. Dar cât de mulțumit sunteți de prestația autorităților? Îl vedeam astăzi pe premierul Ludovic Orban, este... arată cu degetul spre DSP-uri și le acuză că au dat ponturi proprietarilor de terase, că se vine în control. E posibil așa ceva? Bineînțeles că este posibil, orice este posibil. DSP-ul în loc să aplice legea... Să ne aducem aminte că DSP-urile... Și să facă niște controle neanunțate, Putem să ne uităm la declarațiile premierului încă din starea de urgență, dacă bine mi-aduc aminte, când trăgea semnal de alarmă asupra și a spus public a ceea ce s-a găsit în DSP-uri. DSP-urile erau, în practic, într-o moarte clinică. Nu aveau personal calificat, aveau foarte multe posturi libere, vacante, nu aveau personal. Gândiți-vă că erau județe în care nu exista niciun singur medic epidemiolog. Deci așa de... La DSP. Da, la DSP. Sunt declarațiile premierului din perioada stării de urgență. Sunt convins că ceea ce spune premierul este adevărat. Deci la DSP selecția se făcea pe ce bază? Nu știu pe ce bază, asta habar nu am, că nu am fost în interiorul organizației. La noastră, la Cluj, cunoaște situația? Ce se întâmplă acolo? La Cluj situația este sub control, nu avem foarte multe cazuri. Din păcate am avut inclusiv prefectul județului Cluj a fost testat și a avut pozitiv, a stat în spital, ulterior acum a ieșit din izolare și s-a reîntors la birou. Ei, mă întorc la întrebare, din constatările noastre, cât de bine și-au făcut treaba și autoritățile? Sunt județe și județe. Chiar și în lipsa acestor pârghii legislative, deci din punct de vedere al DSP-urilor, privind carantinarea, izolarea, internarea, privim spre ceea ce a apărut, de exemplu, pe rețele sociale. Sunt petreceri. Litoralul e plin de petreceri. Nu se mai termină. Apucăm să le vedem a doua, a treia zi, în presă și, repet, pe rețele sociale. Vedem și nunți, ultima știre, la Roșiorii de Vede, în Telorman. Nici poliția, nici DSP-ul de acolo nu au văzut această nuntă anunțată. 600 de invitații, ci că ar fi dat acel organizator de nuntă, un mare consilier local, și au venit jumătate dintre cei invitați. Petrecere, ca în vremuri, antepandemie. Nu vedeți? S-a respectat niciun fel vedeți, de regulă. Dumneavoastră... Ce distanțare socială. Toată lumea dansa cu toată lumea, era un spațiu închis și nu purta nimeni mască, bineînțeles. Vedeți dumneavoastră, nu poți să ai un polițist la fiecare cetățean. În primul rând că nu suntem stat polițienesc. Tocmai de aceea am și spus la începutul emisiunii, ține foarte mult și de ce fac autoritățile, dar ține foarte mult și de ce aleg să facă cetățenii. Pentru că dacă cetățenii nu realizează pericolul la care se expun, nu cred că trebuie să vină un polițist sau un reprezentant de la DSP să-ți spună că nu este bine să mergi la o nuntă cu 300 de persoane, nu? În perioada aceasta, când pe toate televiziunile și toată media nu despre asta vorbește. O nuntă cu sute de invitați. Evident, și este ilegală. Să nu afle?
Este ilegală. Acum autoritățile să nu afle. Probabil a fost făcut într-un, spațiu privat. Cum să afli? Că nu cred că s-au dus și au făcut-o în... Cineva trebuie să anunțe, mă gândesc, nu? Să anunțe poliția. Păi da. De ce nu? De ce să nu anunțe poliția? Până la urmă, repet, iară, spiritul civic. Deci nu vedeți nicio vină din partea autorităților că au închis ochii, s-au făcut că nu văd, că nu aud. Habar n-am dacă au închis sau nu ochii. Dacă au închis ochii, sunt convins că organele abilitate pot să stabilească. Dar și cu petrecerile de pe litoral, lucru. Înseamnă niște decibeli, ore în șir. Petrecerile de pe litoral, buguială. Cum de nu aud polițiștii locali? Păi nu. Să vă spun și cu petrecerile. Deci, poți să ai evenimente, petreceri, da? Dacă se respectă distanțarea socială. De exemplu, la terase. Câte mese ai? Nu știu. 20 de mese am, o terasă la care am 20 de mese. Eu vreau să fac o petrecere acolo, da? Bun. 4 persoane la masă, 4 ori 20, 80 de persoane. Se pot face petreceri așa. Bun, că nu se respectă. E foarte clar că nu le pasă. Amenda a fost de 10.000 de lei pentru ultima petrecere de care am aflat noi, pe litoral. 10.000 de lei pentru organizatorul unei petreceri care își scoate înzecit, însutit acei bani, este pagubă în ciuperci. Corect, ce alte măsuri mai pot fi luate? Corect, dar aici, uitați-vă, aici este vina inclusiv a clasei, de fapt, în primul rând a clasei politice, pentru că mesajul pe care l-am dat noi, clasa politică, mă rog, unii dintre noi, nu toți, pentru că eu, de exemplu, am respectat măsurile, unii dintre noi, când vezi un deputat care merge la șaorma și spune că nu vreau să în centru vechi, da, în București, deci nici măcar nu merge pe litoral unde se scrie aglomerație, aici, în plin București, și spune că nu vrea să poarte mască de protecție, de exemplu, da, sau domnul Ciolacu când merge la microfon, la plenul Parlamentului, deci de la pupitru celei mai reprezentative instituții din țară în care legea te obligă să porți mască, că toți vorbim cu măști la pupitru și nu e o plăcere, evident. Domnul Ciolacu și-o dă jos și-o vorbește așa, păi liber. Are deviații de sept. Pentru că este... Bun, toată lumea are deviații. Și eu am deviații de sept. Și scrie undeva în lege că dacă am deviații de sept, nu trebuie să-mi dau jos masca când vorbesc la pupitru? Nu. Că sus o ții pe față. Sus la masă. Deci nu, acestea sunt niște exemple pe care politicienii le dau. Mai vine Curtea Constituțională, pentru că vreau să mă întorc la amenzi, ați spus de amenzi, că este puțin, 10.000. Da, aduceți-vă aminte când guvernul a introdus amenzile acelea mari, da? Și pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Și a venit Curtea Constituțională și a spus, nu, sunt neconstituționale. Da? Exista acolo mult arbitrariu din partea celor care ar fi trebuit să aplice aceste amenzi. Exista mult arbitrariu, dar, de exemplu, pe cazuri punctuale, poți să te adresezi instanței de judecată, iar un judecător poate să decidă dacă agentul constatator a greșit sau nu a greșit. Era foarte simplu, nu trebuia să le declar neconstituționale. Pentru că în momentul în care au fost declarate neconstituționale, chiar dumneavoastră mass media ați relatat, că lumea a început să iasă și nu mai respecta, pentru că erau pe ultimele două săptămâni de stare de urgență. Da? Deci, atunci când vii, și revenim la întrebarea care mi-ați pus-o, legată de dacă autoritățile își fac treaba. Păi își fac treaba, dar când vii și tot le tai din competențe, da? Sau le tai din atribuții, mai vii și spui, mai sunt politicieni care spun, domne, cei cu că nu-i chiar așa, că nu e așa, că iară ne închid, că să dăm drumul la restaurante, să dăm drumul la... Evident că atunci populația, cetățeanul de rând, ce înțelege? Domnule, ăștia de la guvern vor să închidă, ăștia la alții zic că nu trebuie să închidă, că e ok. Nu? Adică, aici vreau să ajung, e vorba de mesajul public pe care îl dai ca și politician, mai ales ca și ales. Domnule deputat, nu poți să mergi să spui... E regulă, dar de mâine încolo, chiar dacă intră în vigoare această lege a carantinei, nu se va întâmpla nimic când vine vorba de spiritul civic, de petrecerile irresponsabile pe care le organizează pe litoral diversi proprietari de restaurante, terase, hoteluri, sau, iată, nunți, botezuri,
și alte chermeze pe care le organizează diversi cetățeni. Ce este de făcut cu astfel de petreceri, cu sute de oameni, cu zeci de oameni, pentru că nu funcționează amenziile. El și-a făcut calculul, și-a pus deoparte 10.000 de lei sau cât este maximul amenzii și a constatat că este pe plus. Eu cred nu riscă o soluție, nimic. Eu cred de ce o soluție... să nu dea în continuare petreceri pe sănătatea tuturor? Eu cred că o soluție ar fi mărirea quantumului. Doar mărirea amenziilor. Nu, nu. Și în cazul în care te prind că ai încălcat măsurile de distanțare socială și așa, suspendarea sau anularea licenței. Cred că acesta este cea mai, cel mai potrivit lucru care se poate face. Ne uităm la știri în fiecare zi. În fiecare zi mai aflăm de câte o petrecere, în fiecare zi mai aflăm de câte o nuntă. Este loc de foarte multă irresponsabilitate. Așa și este. Nu funcționează. Dar ce avem acum revin, ca sistem revin de la coerciție. Ideea. Corect. Dar revin la ideea că eu nu sunt de părere că trebuie să mergem doar pe coerciție. Adică... În România... Revin la ce am spus la începutul emisiunii. Vorbim de o anumită ține societate. De fiecare dintre da. Noi să respectăm aceste măsuri. Nu poți să ai, încă o dată repede, nu poți să ai un polițist și un epidemiolog la fiecare cetățean. Mm-hmm. Care să stea cu, domnule, n-ai voie să mergi acum la petrecerea asta. Nu? Adică trebuie să existe și o... Nu e vorba de, de cine participă aici. Să-și asume amenda. Dar e vorba de cel care organizează. Organizează știind că e repet, suportabil. Eu cred că, de exemplu, amenzi. Suspendarea licențelor sau chiar anularea lor este o măsură foarte... care ar ajuta patronii de terase, de cluburi, de restaurante mm-hmm. să... Cât despre cointeresarea autorităților, pentru că vedem... E inclusiv premierul nemulțumit de prestația DSP-urilor, DSP-uri care dorm în papuci. Dacă ne uităm prin mai multe județe, sub nasul acestora, patronii încalcă regulile pe perioada stării de urgență. Șefii din DSP-uri, chiar și ultimul funcționar de acolo, cum poate fi stimulat să facă ceea ce scrie în fișa postului? În primul rând că trebuie reorganizat total. V-am spus la începutul emisiunii și vreau să mă întorc iarăși la declarațiile premierului, care atrăgea un semnal de alarmă și lumea nu l-a prea luat atunci în serios, când spunea că DSP-urile sunt într-o moarte clinică și avea dreptate. V-am spus, aveam județe uh-huh. în care nu exista nici măcar un medic epidemiolog. Deci nu aveai într-un județ un medic epidemiolog. Sau existau județe foarte mari unde aveai maxim unul sau doi. Da? Deci DSP-urile erau total dezorganizate. Uh-huh. Ce s-a mai reușit acum pe stare de urgență? Știți că s-a dat drumul ca să poată angaja pe perioada aceasta să aducă medici, epidemiologi sau da. Absolvenți de medicină să-i aducă în DSP-uri. Ori asta nu poți să o faci peste noapte. Gândiți-vă că în DSP-urile acelea, probabil de ani de zile, nu s-au mai făcut mm-hmm. nimic în ceea ce privește nici utilarea lor. Da, nici... ne-a prins pandemia ne-a prins destul de prost. Ne-a prins un picior greșit. Da. Nu mai spun de materiale și de medicamente și așa mm-hmm. mai departe. Și echipamente, știți foarte bine că... Noi stăteam foarte prost la începutul pandemiei. Haideți un pic să ne uităm spre această dispută din București, primarul Gabriela Firea versus autorități centrale. Doamna Firea a ieșit extrem de revoltată pe o rețea socială cu privire la situația, semnalul de alarmă tras și de medici și de autorități. Stăm foarte prost cu locurile în spitale, stăm prost cu locurile la terapie intensivă. Și am văzut o fotografie care a făcut furori. Era coadă de ambulanțe în curte la Institutul Matei Balș. Doamna Firea nu crede în fotografia respectivă, în linii mari consideră că este regizată și că, de fapt, cei care
trag aceste semnale de alarmă, inclusiv autoritățile centrale, urmăresc defăimarea capitalei, vor să semene panică în rândul românilor, să transmită depresie comunitară, să alunge investitorii. Doamna Firea consideră că 4.000 de cazuri în 5 luni înregistrate în capitală nu reprezintă o cifră menită să ne alarmeze sau să spunem că Bucureștiul este focar de coronavirus. Atitudinea doamnei Firea și argumentele aduse de doamna Firea stau sau nu în picioare? Acestea sunt niște declarații care, din punctul meu de vedere, n-ar fi trebuit să existe sau să le auzim din gura unui, în special a primarului capitalei. Când vii și spui că acea fotografie este regizată, că nu-i chiar focar, că nu sunt așa multe cazuri, că cineva asta și-a făcut, probabil au fost regizori, nu și actori pe acolo, ca să-ți facă fotografia și filmarea. Adică, exact ce am spus la începutul emisiunii, astfel de declarații politice din partea unui lider politic, da? Că doamna Firea este un lider politic în PSD, că ne convine sau nu. Este și primarul capitalei, deocamdată. Deci este un om ales de cetățeni. Să vii cu astfel de declarații mi se pare total deplasat. Probabil crede că câștigă capital, nu știu, capital de imagine, se apropie alegerile locale și atunci cu astfel de declarații probabil crede dânsa că va câștiga capital electoral. Dar eu cred că este foarte periculos ceea ce face doamna Firea cu aceste mesaje. Gândiți-vă, dacă fiecare primar ar ieși cu astfel de mesaje în comunitățile lor, primarii în comunitățile lor să spună astfel de mesaje, vă dați seama unde am fi cu cazurile. Da? Păi, bineînțeles, doamna Firea spune liberă, așa pe Facebook, ne credeți pe toți proști, dar nu uitați că suntem mulți. Are dreptate. Păi, suntem mulți și sunt și mulți infectați. Probabil la asta se referea, nu? Nu. Doamna Firea a intrat într-o logică de campanie, este evident. Este foarte clar. Dar cui folosește această, nu știu, ceartă, de exemplu, pe paturile de la terapie intensivă? Avem medici care atrag atenția, stăm foarte prost sau nu mai avem paturi la terapie intensivă? În timp ce, iată, ce e în curtea spitalului, cum stau ambulanțele la rând cu bolnavii COVID, doamna Firea a luat cazul, un caz concret al zilei de ieri și a zis așa, păi ieri au fost raportate 100 de cazuri, doamna Firea a luat și a numărat câți au ajuns în spitale și au ieșit 90 în minus, doar 10 bolnavi ar fi ajuns propriu-zis în spitale. Vrea să spună practic că aceste cifre furnizate de autorități sunt pură manipulare. Cui folosește cearta asta? Nu folosește nimeni, nu. Eu cred că doamna Firea, în loc să stea să facă astfel de calcule, sau chiar dacă le-a făcut, părerea mea că era foarte bine să pună mâna pe telefon, să sune ministrul de interne sau ministrul sănătății, să colaboreze cu autoritățile centrale, nu să stea să se plângă pe Facebook. Nu cred că asta este treaba practic a niciunui politician, că nu de aia te-a ales populația, nici în Parlament, ca să scrii pe Facebook să te plângi toată ziua că nu-ți place sau că nu poți sau că nu vrei să faci. Da? La fel și ca primar. Nu de aia te-au ales cetățenii să stai să te plângi pe Facebook. Până acum, de exemplu, doamna Firea tot timpul se plânge de relația cu guvernul, indiferent ce coloratură politică are. Aduceți-vă aminte când erau guvern PSD, da? Indiferent care, că au fost vreo 4, da? Le-am și pierdut numărul. Cu niciunul nu s-a înțeles. Toată lumea, ba centura, ba nu știu ce, guvernul de vină. La doamna Firea, toată lumea, guvernul e de vină. Nu contează cine e la guvern. Acum e domnul Ludovic Orban. Da? Acum el e de vină, sau ministrul de interne, sau ministrul sănătății. La doamna Firea tot timpul este cineva de vină.
Da, vedem că doamna insistă foarte tare că situația e sub control. În București sunt locuri în spitale, cifrele nu sunt atât de dramatice pentru București, din câte deși știu am ajuns eu, pe locul întâi pe câte, țară ca din număr câte de cunosc eu, doamna Firea nu este medic epidemiolog. Situația e bună. Din câte cunosc eu, doamna nu cred că este medic epidemiolog sau medic specialist în boli infecțioase ca să poată să spună că situația e sub control. Eu, unul personal, eu tind să cred departamentul pentru situații de urgență, medicii, până da, și aceste DSP-uri. Care, da, care e riscul pentru doamna acolo, cred că acolo sunt primar, specialiștii, nu da, primarul. Trebuie care să e să... pentru doamna primar dacă situația degenerează foarte tare cu îmbolnăvirile în capitală? O să o tragă lumea la răspundere pe domnia sa? Va deconta electoral? Doamne, aici ferește, este nici problema? Nu ne dorim să... cred că nimeni sănătos dacă avem... Cine ar deconta electoral? O situație dramatică. Nici nu ar mai conta cine ar deconta electoral. Sper să nu se ajungă acolo, repet, pentru că până la urmă este vorba de viețile oamenilor. Mai contează atunci cine decontează electoral? Nu, nu mai contează. Dar astea, aceste jocuri de imagine, mă duc și scriu pe Facebook, mă plâng că autoritățile nu știu ce fac, că guvernul bau-bau vine și minte și o manipulare în masă. Bun, dacă e o manipulare, înseamnă că manipulează și Italia, și Spania, și nu toate guvernele din Uniunea Europeană, toate țările din lume sunt într-o mare manipulare. Haideți să fim serioși. Nu, repet, doamna Firea este într-o logică de campanie, a intrat într-o logică de campanie, merge pe aceste mesaje, probabil consideră că așa își câștigă electoral sau capital de imagine, și alege să facă astfel de declarații. Eu cred, personal, eu cred că sunt periculoase astfel de declarații și nu cred că aduc nimic bun. M-ați întrebat de Cluj. Clujul a fost dat ca exemplu, dacă bine știți, de Ministrul Sănătății. Clujul și Oradea au fost date ca exemple în ceea ce privește organizarea, mă refer aici la partea medicală, spitale, toate procedurile care sunt în spitale și triajele și cum se fac internările și așa mai departe. La Bihor, de exemplu, nu a existat niciun caz de medic infectat, da? La Cluj, mi se pare că unul sau două, nu mai mult. Adică sunt județe unde dacă autoritățile locale colaborează cu autoritățile centrale, se văd și rezultate. Tocmai de aceea, dacă vă uitați pe cifre, luați Cluj și Oradea, de exemplu, și o să vedeți că sunt foarte puține. Mergem acum la colegii noștri de la site. Invitatul Marinele Mititelu la Realitatea din PNL este deputatul PNL Sorin Moldovan. Bun găsit! Bun găsit! Da, vorbim despre acest scenariu de coșmar aflat pe masa guvernanților. 1 milion de infectări am putea avea până la toamnă. În septembrie chiar. În septembrie, când așteptăm două evenimente majore. Pe de o parte, alegerile locale. Pe de altă parte, începerea anului școlar. Și ne întrebăm dacă specialiștii v-au pus în brațe un asemenea scenariu. Ce variante de lucru aveți pentru el? Când vine vorba de anul școlar, când vine vorba de alegeri? Am să încep cu alegerile. Ați văzut și declarația premierului domnului Ludovic Orban, care a spus că, și avem o lege până la urmă, care spune foarte clar că în 27 septembrie se desfășoară alegerile locale. Însă, dacă pandemia continuă și cazurile cresc și nu se pot ține în măsuri de maximă siguranță, evident că se vor amâna alegerile. Este o chestie logică. În ceea ce privește începerea anului școlar, la nivel de guvern pot să vă spun că s-a creat un grup de lucru din reprezentanții tuturor părților implicate, de la asociații de studenți, părinți, asociații de profesori și așa mai departe. Există la nivelul guvernului acest grup de lucru care ia în calcul toate scenariile posibile. Bun. Pentru că nici aici nu putem să știm exact ce va fi în septembrie pentru începerea anului școlar sau universitar. În funcție de cum evoluează cazurile, în funcție de cum evoluează acest virus,
atunci vom putea să știm exact dacă se pot deschide sau nu se pot deschide. Care există, cel mai probabil scenariu? Există la nivel de guvern, pe an școlar. Sunteți și membru în Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților. Exact. Deci, la nivel de guvern există acest grup de lucru, unde sunt luate în calcul mai multe scenarii posibile. Am primit propuneri și de la toți factorii implicați și urmează, în funcție de evoluția pandemiei, să vedem la ce scenariu apelăm. Vedeți, noastră, dacă privim la alte țări, acolo lucrurile azi, când vorbim, sunt clare pentru toamnă. Au stabilit în Marea Britanie sau în Franța, de exemplu, că vor începe anul școlar în toamnă. Aici eu vă contrazic. Nu cred că este clar nicăieri. Deocamdată. Noi pe ce scenariu mergem? Și la noi mergem pe scenariu... Pe un de lucru. Cu ce scenariu principal? Nu. Stați puțin. Deci, deocamdată, legal, nu există niciun act normativ în vigoare care să spună că la 1 septembrie sau la început de septembrie nu începe școala. Da? Tocmai asta spun și eu. În funcție de cum evoluează cazurile, așa guvernul va lua măsurile necesare. Care guvern? Că și aici o să avem o problemă. Cei de la tot PSD s-au hotărât, au tot așteptat să treacă starea de alertă, au văzut că nu mai trece și acum au spus așa, prin purtătorul de cuvânt, luna viitoare, gata, moțiune de cenzură, dăm jos guvernul Orban. Și-ar dori un guvern de Uniune Națională, cei de la PSD. Ce ar însemna așa ceva? Țara arde, baba se piaptănă. Cam aici suntem în scenariul ăsta. Nu este nimic de râs. Din păcate, pe PSD îl interesează doar chestiuni pur electorale, în timp ce noi, Partidul Național Liberal, suntem ocupați să ținem situația sub control. PSD a făcut tot posibilul să pună bețe în roate. Celor de la PSD, e domnul Romașcanu, aici, purtătorul de cuvânt, care a făcut declarația. Principala prioritate a Guvernului de Uniune Națională ar urma să fie organizarea alegerilor. Care alegeri? Nu știm nici acelea dacă o să le avem? Vă dați seama, deci aici avem o problemă. Cazurile în România cresc de la o zi la alta. Da, situația este foarte, foarte nasoală. Nu suntem într-o situație roză, da? Și pe, așa. Și pe Partidul Social Democrat le interesează de alegeri. Dar campania cum aici se va desfășura? Suntem curioși dacă se merge pe scenariu, rămânem cu alegeri. Nu va mai fi o campanie clasică. Evident că nu mai poți să mergi pe campanie clasică. Evident că nu poți să mergi pe o campanie clasică, pentru că o campanie clasică înseamnă să ai întâlniri cu mulți oameni, să mergi din casă în casă. Ori asta înseamnă o răspândire a virusului foarte rapidă. Să puneți foarte rapidă. Evident. De aia nu poți să ieși cu astfel de declarații. Dăm înapoi legătura. Noi continuăm discuția. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Continuăm și noi și... O campanie clasică nu vom mai avea, spuneți dumneavoastră, dar cum? Cum va fi această campanie? Se mută toată în online în condițiile în care vorbim totuși de alegeri locale și acolo comunitatea vrea să vadă primarul sau cel care, pe cel care candidează. Nu poți să muți toată campania dacă în online. Dacă vorbim de rural, acolo mergi... situația e dramatică. Ce campanie în online? Poți să mergi pe ideea de campanie mai mult online, dar bineînțeles că poți să ai și campanie... Nu pot eu acum să mă antepronos, pentru că nu știu să vă spun acum cum se va desfășura. Nu cred că știe nimeni să vă spun acum cum se va desfășura o campanie. De puțin. Suntem în final de iulie. Vă dați seama că guvernul va trebui să emită... Guvernul va trebui să emită o serie de norme, da. Norme cum se desfășoare campania pentru respectarea măsurilor de distanțare socială. Pentru că campania presupune exact invers. Exact, da. Exact opusul distanțării sociale. Deci de aceea și există, din ce știu, din informațiile pe care le am, există la nivel de guvern, se lucrează la acest lucru. Uh-huh. Tocmai de aceea v-am spus că nu poate nimeni să vină să garanteze, chiar dacă îmi dați exemplu Angliei sau oricărei alte țări. Da, ei au spus, domnule, deschidem școlile din toamnă. Da. Dar dacă vine, Doamne ferește, un val 2 și în Anglia, da, și pățești ce au pățit în Italia sau în Spania, vă garantez eu că mâine
A doua zi, nu mâine, a doua zi, Anglia anulează chestiunea aceea. Deci, repet, totul ține foarte mult de cum evoluează cazurile. Da. Cui ar folosi, de exemplu, amânarea alegerilor? Pentru că cred că ar folosi nimeni. Vedem o serie de actori politici extrem de revoltați de scenariul acesta. Cui ar folosi? N-ar folosi nimănui. Probabil actualilor primari, în mod cert, li s-ar prelungi mandatele. Acum ați prelungite până la 1 noiembrie. Vor mai avea și nu se știe dacă va fi ultima. Am crezut că mă întrebați cui, adică la care e formațiune politică. Da. Din punct de vedere al formațiunii politice, nu cred că avantajează pe nimeni acest lucru. Din punct de vedere al reprezentativității, la fel, cred că alegerile trebuie făcute, pentru că, până la urmă, este pilonul principal al democrației, nu? Să ai alegeri în 4 ani, mandatele au expirat, deci trebuie să avem alegeri cât mai repede posibil. Însă, cât mai repede posibil, în siguranță maximă, pentru că nu cred că își dorește nimeni să avem alegeri locale și la 2 săptămâni după alegeri să avem, Doamne ferește, o explozie de cazuri. Dar PNL-ului nu i-ar folosi amânarea, organizarea cât mai repede a acestor alegeri, pentru că nu cred. PNL se erodează, nu? Stând la guvernare și într-o perioadă de criză, care va fi nu doar o criză de sănătate, ci și o criză economică. Stați puțin, eu când am spus că nu se pot organiza alegeri, nu m-am gândit că acum gata, nu le mai organizezi 3 ani de aici înainte. Este vorba de plus minus câteva luni, cât îți permite, pentru că ați văzut că pe măsură ce trece se descoperă mai multe mai multe informații despre acest virus, pentru că până acum noi nici nu știam foarte multe despre acest virus, da? La început. Aduceți-vă aminte cum eram acum 4 luni, da? Când a început starea de urgență și toată lumea stătea în casă de frica virusului. Acum s-au mai descoperit și există cercetători peste tot în lume unde se descoperă. Chiar ieri sau alaltăieri am citit că au descoperit un alt tratament care ajută mai repede. Deci lucrurile merg spre un control, însă până găsim vaccinul respectiv, da? Sau până găsim un tratament ideal, aici vreau să ajung, pentru că nu-l avem acum, da? Deci până găsești acest tratament ideal, până atunci trebuie să avem foarte mare grijă. La început, vă aduceți aminte că acesta se trata cu paracetamol, da? Simplu. Paracetamol simplu îți dădea în spital. Și controversata când hidroxiclorochină, promovată aia cu mult, la vreo 2-3 săptămâni Trump, ulterior. Exact. Revin la întrebare. Dacă avem ghinionul să amânăm din nou localele, poate și parlamentarele, acest lucru cum va cântări pentru PNL, având în vedere că aveți pâinea și cuțitul, sunteți la guvernare și veți deconta și această criză de sănătate și criza economică. Apropo de criza economică, sunt iar niște estimări de coșmar. Unul din 10 angajați va rămâne la noi fără loc de muncă în următoarele luni. 400.000 de români fără loc de muncă în următoarele luni. Bun, acesta este doar un studiu, nu sunt date certe. Păi, credeți că nu are un grăunte de adevăr? Să ne gândim numai că sprijinul de la stat pentru cei care au fost în șomaj tehnic și au fost reîncadrați se va termina, nu? În câteva luni, până la finalul anului. Da. După care patronii nu știm dacă îi vor mai ține pe acești oameni. Ca să vă răspund, să o luăm punctual. Haideți să luăm prima oară partea medicală. Eu cred că, având în vedere că avem un guvern minoritar în Parlament, da? Pentru că este un guvern minoritar. Guvernul Orban este guvern minoritar, să nu uităm acest lucru. Da, nu aveți majoritate în Parlament. Deci nu există majoritate în Parlament. Pe perioada stării de urgență, pe perioada de când a început pandemia, guvernul a luat măsuri bune, spre foarte bune. Bineînțeles că nu totul este perfect, dar față de alte țări, noi am stat foarte bine. Da? Am luat măsuri din timp, inclusiv acelea de închidere a școlilor, deși bineînțeles, au fost neplăcute, dar până la urmă s-au dovedit a fi foarte eficiente, da?
Deci, din punct de vedere medical, eu nu cred că avem ce să decontăm, pentru că eu zic că autoritățile și guvernul și-a făcut treaba. Aici am avut o altă problemă. Problema PSD. Da. Care, prin toate pârghiile posibile, a încercat să pună bețe în roate guvernului, chiar dacă acest lucru știau că va afecta sănătatea publică. Inclusiv aceasta cu avocatul poporului, da? Avocat al poporului, care până la urmă numai avocat al poporului nu era, da? Că se duce și atacă la Curtea Constituțională. La Curtea Constituțională nu mai spun acolo care... poporului. Slavă Domnului că avem un astfel de avocat al poporului, dacă îl comparăm cu predecesorul care nu făcea niciun demers. Păi nu, că vă probabil mai de domnul stătea și dormea. Dar să ne amintim totuși că avocatul poporului se adresează, care e PSD, se adresează Curții Constituționale, care Haideți și acolo majoritatea e PSD. Adică... Da, să ne întoarcem puțin la situația economică. Iar alegerile pe partea acestea economică... îi vor prinde pe români așa. Pe de o parte, evident, speriați, băgați în depresie comunitară, cum ar spune doamna Firea, de pandemie. Pe de altă parte, săraci, scăpătați rău de tot. Dacă unul din 10 români rămâne fără loc de muncă, cei care își mai mențin locurile de muncă vor avea un trai din ce în ce mai scump. Cine va deconta aceste lucruri? Alimentele, apropo, știrea de astăzi, alimentele s-au scumpit foarte mult în ultimele săptămâni și din cauza secetei și din cauza pandemiei. Fructele, de exemplu, cu 25% s-au scumpit. Facturi, nu mai vorbim, pentru utilități. Vom avea inflație. Nu știm anul acesta unde se va opri. Lumea va trăi prost în perioada următoare și perioada următoare coincide cu guvernarea PNL. Că vreți, că nu vreți. Așa este, însă eu cred că, până la urmă, responsabilă trebuie să fie întreaga clasă politică. Tu când vii, uitați-vă numai la ce se întâmplă, dacă urmăriți ce se întâmplă cu ordonanțele de urgență ale guvernului în Parlament, da? Nu mă refer la una anume, în general, cu ce se întâmplă cu ordonanțele de urgență. Uitați-vă inclusiv la aceasta cu instituirea stării de alertă, da? Suntem într-o situație, nu s-a mai întâmplat din 89 încoace. Parlamentul adoptă o hotărâre a guvernului, care e un act subsecvent, da? Adică astfel de acțiuni are politicienilor, indiferent de unde, că pentru că până la urmă să știți că da, PNL-ul este la guvernare, însă legislativul este controlat de PSD, da? Iar guvernul fără legislativ nu poate să guverneze, nu știu, 100% cum și-ar dori. Și atunci orice măsură, de exemplu, iau o măsură, ne întoarcem la amenzi, da? Trebuie să ținem lumea în casă pe perioada stării de urgență, că asta înseamnă lockdown, da? Bun, cum ții lumea? Trebuie să aibă niște elemente coercitive. Deci, da, vina pe PSD, că nu v-au lăsat să vă puneți în aplicare politicile. Dar uitați că mai aveți niște restanțe și sunt foarte mari, fix acolo unde ar fi trebuit să punctați și nu ați fi avut nevoie de PSD. Secția specială este tot în picioare. Măcelul făcut pe vremea guvernării PSD prin legile penale, legislație penală, legile justiției, nu a fost înlăturat. Tudorel Toader este tot în comisia de la Veneția și așa mai departe. Pe partea asta, privind justiția, nu ați reușit să punctați. Păi vă contrazic aici. Nu e secția specială în continuare în picioare? Există un proiect de lege depus de noi, de PNL. Și de USR. Astăzi, de exemplu, proiectul USR este discutat de la Comisia Juridică a Senatului. Guvernul nu poate să facă nimic pe parte cu legile justiției. Am avut un referendum care a trecut și a stabilit populația că, fără ordonanțe de urgență în domeniul justiției, da? Deci trebuie să mergi pe calea legislativă deci din Parlament. Deci ar da vina pe PSD.
Păi nu dau vina pe PSD, e realitatea. În Parlament este controlat de PSD, nu e controlat de PNL. Da? Dar asta se vede cu ochiul liber. Dar uitați că PSD-iștii mai nou sunt băieți buni. Ei nu vor pensii speciale. Ei vor fără penali în funcții publice. Asta cu fără penali în funcții publice, haideți să vă spun, asta cu fără penali în funcții publice sună foarte frumos și este un praf în ochi aruncat alegătorilor. Și vă spun de ce. Nu ai nevoie de o lege pentru acest lucru. Poți să treci foarte simplu în statutul partidului tău că persoanele certate cu legea, adică care sunt inculpați în dosare sau până nu își dovedesc nevinovăția în justiție, nu pot să fie puși pe liste sau... Ca noi de avem exemplu acest... primarul Robu de la Timișoara? Stați puțin. Noi avem la acest... PNL de ce nu se respectă noi avem... principiul? Păi avem acest lucru în statut. Păi și Robu nu candidează. Vă dau exemplu Brașovu, da? Domnul Scripcaru nu a candidat din partea PNL la ultimele alegeri, și pentru că avea probleme. Mă întorc la Timișoara. Păi nu, dar acum stați un pic, a fost dovedit nevinovat. Cui, a fost dovedit nevinovat. Domnul Florea la fel la Târgu Mureș. Noi am pierdut foarte mulți primari și am pierdut chiar inclusiv parlamentari care erau în diferite părți. Să discutăm situația aceasta particulară. Robu poți să discut situația particulară? Eu nu sunt membru al organizației Timiș. Dă în judecată Timiș. Jurnaliști, inclusiv pe noi la Realitatea, ne-a anunțat că ne dă în judecată. Că el e trimis în judecată, sigur că da, dar îl defăimăm. Dacă spunem așa ceva despre el, îl lăsa să candideze. Cum vine asta? Dacă, nu știu în ce stadiu este... De trimitere în judecată. Dosarul domnului Robu. E trimis în judecată, este înregistrat pe rolul instanței. Este înregistrat și, în general, dacă ai o... în prima instanță, dacă ai achitare, atunci, nu normal... Nu are nicio primă instanță. Nu. A, deci dacă e în prima instanță achitat, poate să candideze. Nu, la domnul Robu nu se pune. S-a terminat ancheta penală și procurorul a decis să trimită în instanță. Nu pot dosarul să comentez pe cazul acesta punctual, pentru că nu sunt membru în E normal comisia, să aveți un astfel de candidat propus Organizația Județeană Timiș. Dumneavoastră care ați luptat să aveți integri? Eu vă spun publice? Că dacă stăm să ne uităm la toate partidele politice, o să vedeți că la PNL veți găsi cele mai puține cazuri. Păi și contează asta? Păi contează, pentru că că-s unii... Că-s puțin, păi nu, că-s mai mulți spun ca eu, alții, pentru mai că puțin? unii doar spun și dau din gură că își doresc că fără penali în funcții publice, mai fac și tot felul de inițiative cetățenești, care sună într-adevăr foarte bine. Credeți că o să îndepărtați electoratul liberal, care nu vrea astfel de jocuri de 2 lei, să vă bătesc cărămida în piept că nu vreți penali, că vreți persoane integre deasupra oricărei suspiciuni și, de fapt, promovați așa ceva? Păi stați un pic, nu se promovează așa ceva. Repet, Partidul Național Liberal este, cred că, singurul partid care are această chestiune trecută în statut, da? Și avem, uitați-vă, în 2016, și la legile locale și la legile parlamentare, o să vedeți foarte mulți oameni care nu au fost lăsați să candideze, politicieni cu notorietate, cum v-am spus, domnul Scripcaru, care uitați că până acum a fost dovedit domnul nevinovat. Robu, definitiv. O să facă senzație în această campanie electorală, așa cu dosarul acela penal pe care l-are agățat de coadă. Nu știu câte voturi o să pierdeți la Timișoara, dar per ansamblu probabil va fi un cost de plătit. Aveți o filială întreagă municipală, care a trecut la stânga, la PSD, PNL Giurgiu, știrea zilelor acestea, a trecut toată echipa la PSD. Ce e asta? USL? De ce să fie USL? Până la urmă e libertatea de asociere, e un drept garantat de Constituție, poți să... Dar cum tu ca cetățean poți să te duci, să te înscrii. Ce s-a întâmplat acolo? În ce partid dorești? Nu pot să vă spun ce s-a întâmplat acolo, nu știu, nu sunt... Ce credeți că gândește electoratul la PNL Cluj, dacă vreți putem ceva. Vorbi de PNL Cluj, dar acolo chiar nu știu să vă spun. Știu doar că aveam pe domnul... Nu vă trag în jos asemenea știri. Știu doar că aveam pe domnul Motreanu, care a fost delegat de către Biroul Permanent Național, să meargă să... Negocieze. Să reconstruiască acolo organizația.
nu știu ce s-a întâmplat, am văzut și eu știrea respectivă. Dar astfel de cazuri au mai fost. Eu nu cred că chiar toată organizația a trecut cum chiar scrie sau cum s-a vrut să se dea Or mai fi rămas acolo. 2-3, nu? De sămânță. Să reconstruiască domnul Motreanu echipa. Aș spune așa, dar uitați, avem cazuri care vin de la USR la noi. Nu? Există cazuri în care au trecut de la USR la PNL. Și de la PSD la PNL. Da, n-aveați o problemă cu traseismul? Că acum un an domnul Orban era antitraseism. Ba da, există o problemă cu traseismul. Însă aici, uitați, iarăși, cred că ține de fiecare în parte, de fiecare politician în parte. Dacă ție îți place să mergi prin toate partidele, da? Și să ai, nu te deranjează această etichetă că ești traseist. Ubi bene, ubi partidul. Uitați că, sunt cazuri de primari care au candidat de la vreo 3 partide, dar ei tot ies primari în comunitățile lor. Mm-hmm. Da? Da, da, lipsa asta de consecvență, cum credeți că o să o perceapă electoratul? Adică, domne, noi credeam că liberalii sunt există liberali, primari care au schimbat 3-4 partide și sunt și câștigă la girez eu cu votul meu așa ceva, o formațiune care azi îmi spune că e la dreapta și mâine o găsesc la stânga, fără niciun fel de problemă. Nu o formațiune azi îți spune că e la dreapta și mâine la stânga. Tu când te duci la locale, votezi un om spune că cu sigla acelei sunt formațiuni, sunt de stânga sau practic sunt de dreapta, nu schimbă formațiunea deputat, toată. La alegeri omul se uită, eu cu cine votez, da? Candidatul propus de PNL sau candidatul propus de PSD, da? El dă votul și pentru Consiliul Local și Consiliul Județean, îl dă pe siglă, nu pe lista aceea cu da, dar la nivel de primar votează în principal persoana, nu partidul. La nivel de primar. Dar când este primar vorba de consilii locale și consilii județene. Acolo, da, într-adevăr, este vot politic. Și cum vine asta pentru un alegător? Doamne, am votat cu dreapta. Ce caută dreapta mea la stânga a doua zi? Că ne putem trezi după locale că ce-au votat oamenii nu mai e valabil, nu? Păi votez nu, azi cu filiala PNL Giurgiu? Nu, pentru că în momentul în care îți schimbi partidul, pe lege îți pierzi mandatul automat. Deci legea deci prevede să acest facă lucru. Deci pasul ăsta înainte. Legea prevede acest lucru, da. Măcar nu poți să-ți schimbi, nu poți să-ți schimbi partidul în timpul, de exemplu, și primarul. Chiar dacă este ales uninominal, dacă schimbă partidul, de exemplu, un primar de la PNL vrea să plece la PSD, acum dau un exemplu ipotetic, sau la USR, poftim, să nu ziceți după aia că e nou USL, la USR, la vrea să plece de la PNL la USR, își pierde pe lege, își pierde mandatul și prefectul e obligat să emită ordinul de încetare. E mai dificil, uitați la Negoiță, se chinie PSD-ul să-l lase pe Negoiță fără mandat și situația e încălcită acolo. Acolo depinde, pentru că în cazul în care te dă afară partidul tău, atunci tu rămâi primar. Da, dar Negoiță a anunțat că el și-a făcut partid, deci că nu mai este în PSD. Da, da, acolo trebuie văzut, ei l-au dat afară și există o hotărâre, pe acte mă refer acum. Nu l-au dat afară, anunțul l-a făcut Negoiță, că pleacă. Atunci, domnul Negoiță este în situația prevăzută de lege în care își va pierde mandatul, dacă este adevărat. Da, încă n-am aflat deznodământul. Dacă peste este adevărat, repet, nu știu. Fără mandat prin mâna prefectului, dar încă nu a reușit. Da, ne întoarcem un pic la situația anului școlar. În ceață totală, pentru septembrie, o lună când, potrivit unui scenariu de coșmar, ar urma să avem 1 milion de cazuri de infectări. Spuneam, sunteți și membru în Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților. Sunteți o persoană tânără. Cum vedeți dumneavoastră următorul an școlar? Cum ar trebui să se desfășoare? Pentru că deja, pentru copii, a fost un minus din martie și până acum că nu au mers la școală. Dacă încă un an din viața lor va fi pierdut cu o școală care nu știm cum se va face, dacă se va face, în ce măsură vor reuși să acumuleze cunoștințe, o să-i tragă foarte tare în jos când vine vorba de cariera lor. S-a făcut și un studiu
specialiști care spun la nivel mondial, da? Vor pierde generațiile care au trecut prin acest an de coșmar cu pandemia, vor pierde din veniturile lor pe viitor, când vor fi angajați și vor produce, venitul pe un an întreg, în medie $80,000 în Statele Unite. De ce? Pentru că vor învăța mai prost, vor avea performanțe academice mai proaste, automat vor avea o carieră profesională mai proastă și deci vor fi mai prost plătiți. Corect. Nu m-aș merge însă pe scenariul cel mai negru, în sensul că nu ne vom întoarce, copiii nu se vor întoarce la școală. Tot anul. Tot anul, da. Eu cred și v-am spus, deci la nivel de guvern există acest grup de lucru care analizează toate scenariile. De exemplu, poți să ai, să începi, dacă situația epidemiologică îți permite, atunci poți să ai, de exemplu, să începi școala, dar nu o să mai ai 25 de elevi într-o clasă, o să ai 15 elevi într-o clasă, da? Nu o să mai fac 6 ore, o să fac 4 ore. Dau un exemplu acum, da? Mm-hmm. Deci ca să poți să aduci după masa alte ture de copii, pentru că dacă nu poți să-i bași pe toți în aceeași clasă, atunci trebuie să-i împarți pe grupe până dezinfectezi țelile de clasă și așa mai departe. Deci, soluții există. Problema este dacă situația epidemiologică ne va permite acest lucru și deocamdată, să spunem, ar permite. Suntem într-o zonă în care s-ar permite acest lucru. Dar dacă escaladează foarte mult cazurile și crește exponențial numărul de cazuri, atunci normal că se vor lua și alte scenarii în calcul. Deocamdată nu cred că trebuie nimeni să se alarmeze. Mai avem aproape o lună și jumătate, nu? Mai mult de o lună jumătate până la începerea anului școlar, 2 luni și pentru cel universitar, deci nu cred că trebuie să se panicheze cineva. Repet, dacă vrem ca toți să ne reîntoarcem la viața normală pe care am avut-o, trebuie să începem cu noi înșine să respectăm astfel de măsuri pe care ni le spun autoritățile. Da. Ce facem? Pentru că nu poți să ai pretenția de la guvern, eu mă duc și petrec pe malul mării, da? Dar după aia mă supăr că nu-mi deschide școlile ca să meargă copiii la școală. Nu. Avem în continuare o problemă gravă restantă. Sunt școli insalubre, unde sănătatea copiilor era și anterior pandemiei în mare pericol. Celebrele școli cu toaleta în curte. Erau peste 1000 de școli anul trecut. Câte mai sunt acum? Au fost dată chiar acum vreo 3 săptămâni sau 4 săptămâni, nu vreau să greșesc, o hotărâre de guvern unde suplimentau fondurile pentru ca să se finalizeze toate problemele acestea cu școlile. Deci, licitații, copiii când se vor întoarce la școală nu vor mai avea... Licitațiile durează... Nu. Copiii când se vor întoarce la școală nu vor mai avea WC-ul în curtea școlii. Spuneți noastră, în toamnă, dacă se întorc copii, în nicio școală în din nicio țară școală nu va mai țară. Exista situația asta? Exact. Eu vă dau exemplu de la Cluj. Pentru că bani au mai avut și acum 2 ani alocați de guvernul PSD și nu s-a întâmplat nimic. La Cluj. Nici măcar în fiefurile PSD-ului. Repet, la Cluj, vă dau un exemplu, la Cluj am avut, într-adevăr, cazuri cu toalete în curte, acum nu mai avem niciun slavă caz. Slavă Domnului, dar mai avem. Este, de fapt, o singură școală care oricum Vaslui urmează să se închidă, dar nu are copii. Poftim? Vaslui era campion. Așa la este, capitolul ăsta, dar să nu uităm că școlile situație. Sunt, din punct de vedere administrativ, sunt la consiliile locale. Da? Da, dar banii vin acum de la centru pentru așa ceva. De acord. Deci există bani, există proceduri, se pot face. Și este o prioritate zero acum pentru guvern, având în vedere pandemia? Păi a fost dată, acum v-am spus, a fost dată această hotărâre de guvern,
cu rezolvarea acestei probleme a fost dată cu o lună, parcă. Cât despre găsirea unor spații, pentru că școlile sunt supraaglomerate, în aproape toate școlile vorbim de peste 30 de copii într-o sală de clasă. Nu ai cum să faci distanțare socială. Degeaba îi chemi în schimburi, așa se întâmplă și acum. Se învață în unele școli și în trei schimburi. Dacă nu îi răschiri într-o sală de clasă, să fie mai puțin. Poți să reduci programul, de exemplu. Păi degeaba reduci programul. Interacțiunea aici vă spun, e la fel de intensă. Aici vă spun, nu degeaba reduci programul. Până la urmă, 30 și ceva într-o clasă? Până la urmă, să știți că, din păcate, la noi materia este foarte multă. Da? Mă refer așa, la modul general. Un copil, la un moment dat, ajungea să stea la școală aproape 8 ore. Da? Inutil, jumătate deci, dintre foarte mult. Ei nu cât luau... stă un muncitor într-o fabrică, atât stătea un copil la școală. De aia spun, există scenarii la nivelul guvernului care pot fi puse în practică, pot fi puse în practică chiar foarte ușor, da? Dacă, repet, dacă situația epidemiologică îți va permite acest lucru, prin reducerea numărului de ore pe care să le petreacă copiii la școală, prin reducerea numărului de elevi dintr-o clasă, pe așa, grupe. Și să fie mutați unde? Păi nu trebuie să fie mutați școală. Niciunde. O parte vin de la, între anumite ore, o altă parte vin între alte ore și tot așa. Este un scenariu. Da? Și cadre didactice de unde? Că și aici e o problemă. Cadrele didactice sunt cadre didactice. Da. Cadrele didactice care le avem, că nu putem de unde să aducem alte cadre didactice. Da, bineînțeles, nimeni n-a fost pregătit pentru un astfel de... și nicio țară n-a fost pregătită pentru un astfel de sistem. Da? Dar toate țările își iau în calcul astfel de scenarii. Ne reauzim mai către toamnă să vedem cum stau lucrurile cu începerea anului școlar și poate ce soluții apar din rândul legiuitorilor care se apleacă asupra educației noastre. Și așa stăteam prost cu promovarea la bacalaureat, cifrele privind analfabetismul funcțional. Acum ne așteaptă și un an foarte complicat când vine vorba de calitatea învățământului, procesului educațional din toamnă. Mulțumesc foarte mult, domnule deputat Sorin Moldovan. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și săptămâna viitoare. Pe curând.